petrecerea burlacilor, băieții făceau scurte incursiune asupra schimbărilor prin care au trecut în această competiție. Și pentru mine a fost o lecție și pentru toată lumea a fost o lecție, frate, treaba asta. Alții mai mult, alții mai puțin. Corect. Că nu e de judecat. Care, fiecare cum gândește, fiecare cum vrea, dar până și nu e de judecat. Urmă, și până la urmă, la sfârșitul zilei, deci, când te pui cu capul pe pernă, te gândești că tu ai învățat și trebuie să înveți pentru tine. Și asta e cel mai important. Da. Și nu e de judecat și nu e de nimic. N-ai ce să judeci de un om când a învățat ceva. Poți pentru să judeci. El. Și a evoluat și poți să faci o comparație de când a intrat până la sfârșitul emisiunii, atunci înseamnă că omul a fost pentru el de câștigat. Da, dar asta puțin nu putem face. Și pe bune ce spun, da. A fost de câștigat, frate, că dacă tu ai învățat ceva de la început până la sfârșit, înseamnă că ai avut ceva de câștigat pentru tine. Da, mă, vere. Și pentru tine și pentru mine. Pentru fiecare, da. Asta e cel mai important, vere. Da. Cel mai important e că ai fost tu și până asta la urmă, el e Cristian Marinescu, nu, bă. E Liviu Andrei, nu, sincer să zic, Vlad Alexandru, bă, sincer să zic, ne-am cunoscut Cristian, ne-am cunoscut Liviu, ne-am cunoscut Vlad. Dacă v-aș face și voi un nume, să zic așa, în lumea aceasta. Cu toate că voi nu vă doriți asta. Tu vrei să muncești, tu vrei să-ți faci business-urile tale, că v-am simțit. Eu m-aș bucura enorm. Înțelegi? Și m-aș bucura enorm, frate. Omul care îmi place să fac asta, frate. Ăsta sunt eu și mi-asum și merg mai departe. Dar de ce nu? De ce nu faci înțelegi? Asta? Mie asta îmi place. Pentru asta trăiesc. Îmi place atenția, îmi place să fiu controversat, îmi place... Știi ce zic? Și crede-mă că ai făcut niște pași. În lumea asta, televiziunea, ce? Cristiane, crede-mă că dacă nu veni aici, nu făceai pași ăștia așa mari. Da, și ai făcut niște pași mari pentru tine, cât și pentru ea, cât și pentru familia ta. Da. Și ai demonstrat treaba asta. Eu știu de ce și am pentru venit. Mine, crede-mă, ai tot respectul, vere. Și de ce am... familia mea, dacă nu ai avea tot respectul, vere, că ai fost sincer cu tine, vere. Știi ce am venit aici? Știi ce am venit aici? De ce crezi? De ce? Te întreb eu. Să te redescoperi, vere. Nu. No. De ce am venit aici? Să pară la televizor. Prima dată. Ca să putem... îmi dau un refresh. Să apar, adică atât. Să îmi... Că nu știa cu ce să mâncă asta, că nu știa. Și te-ai redescoperit da, la asta. Da, asta e alte. Asta e alte. Să văd dacă pot să îmbărzișezi această... experiență. Să văd dacă pot să fac față. Să văd dacă pot... să... iubesc o... Nu te-ai gândit la asta. Sincer, vere, să... Nu te-ai gândit la asta, la început. Bă, măcar să-mi fac o relație, măcar să fiu acolo implicat. Măcar să fiu implicat. Eu corect. Pe mine aici m-am șocat, crede-mă, și mă șochez în continuare. Și eu sunt la fel, că știu că fata aia se uită la mine aici și eu sunt aici, înțelegi ce zic? Corect. Și eu vorbesc despre ea. Eu, personal, mi-am îndeplinit țelul. Corect. Crede-mă. Și așa e. Crede-mă, mi-am îndeplinit țelul. Și așa eram. Pe bune. Și așa e. Mai departe... Nu mai contează mai departe. Pentru tine e important ce ai câștigat, ce ai învățat, da, decât să auzi și să înțelegi greșelile, că și tu și eu și toată lumea putem să înțelegem greșelile. Dar una e când suferi tu din greșelile tale și una e când înțelegi din greșelile altuia. Mai bine suferi tu și spui, bă, la sfârșitul zilei eu am greșit, dar am greșit pe propriile mele puteri și pe propriile mele gânduri și am înțeles ceva. Asta e scopul vieții, dar fiecare om are anumit scop al vieții. Da. Poate eu am anumit scop al vieții, poate tu ai anumit scop al vieții. Principiile tale. Nu, tu în viața asta trebuie să înveți ceva.
eu în viața asta trebuie să învăț ceva. Eu poate, dacă Dumnezeu îmi dă șansa să fac ceva, eu la rândul meu, la sufletul pe care l-am și pe care mi l-a dat mama, eu n-am cum să dau înapoi. Eu o să dau înapoi, nu că înzecit, însutit, înțelegi? Pentru că nu pot, ăsta e sufletul. Da, eu, te-am înțeles. Eu am suferit viața asta enorm de mult. I-am mai spus, și crede-mă, eu am suferit enorm de mult. Te cred, știu ce și eu n-am avut viața asta dreptul la replică. Eu n-am avut viața asta dreptul să vorbesc ceva, să spun ceva, să spun ce simt. Asta să spun ce mă deranjează. Așa a fost viața mea. A îndurat atâta viața asta. Da. Crede-mă, Liviule, că n-am de ce să te mint. Eu te înțeleg perfect, dar spune. Crede-mă că n-am de ce să te mint, dar femeia asta, când a intrat în viața mea, m-a făcut să fiu eu. Și asta e ce mai și important. Nimeni, mă jur pe mama mea, nimeni în viața asta nu a putut să ajungă la treaba asta. Bă, nu a putut. Refuzam, ignoram, nu mă interesa, nu a avut cum să ajungă, nicio șansă, nici măcar 1%. Ia, pe bune, dacă nu. Și am fost sincer. Și crede-mă că i-am spus și ei, de la 14 ani, eu n-am crezut că o să mă simt același lucru. Dar ce crezi? În momentul de față am simțit mai mult decât atât. Bucură-te cu context. Contextul ăsta, cu asta, asta face, nu asta face. Te ajută să faci asta, dacă cu te ajută, dorești. Dacă vrei. Te ajută, dacă vrei. Dacă vrei. Dacă vrei. E o chestie mare. La tine vrei. A reușit asta. La tine a reușit asta, datorită ție. Da, păi nu, dar eu am fost sincer, dar am început. Că asta e, să nu te mai intereseze de restul. Mereu e discutabil. Fiindcă sufletul tău se interesează și nu poate, să nu te mai intereseze de restul. Mereu e discutabil lucrul ăsta. Nu, e discutabil așa nu. E. Zic mereu... Pentru că pe tine te interesează altul la rândul lui, dar cred că am biciare ca să ajungă mai sus. Pe asta de asta zic că e discutabil. De asta zic că e discutabil că e diferit ochiul. Și așa e. Mereu fiecare, deși oamenii așa văd lucrurile diferit. Eu le văd într-un fel, tu le vezi într-un fel, fiecare ideea le vede într-un fel. Ideea e să vedem esența. Că aia e. Ideea e să ajungem la un numitor comun și să vedem esența. Pe ce e bazat esența asta? Că dacă eu mă încadrez în planurile tale, gen, eu îmi doresc timp la ceea ce... Nu, să vezi esența, să vezi realitatea, să vezi omul așa cum e, să vezi omul din cap până picioare așa cum e și să nu te lași înșelat de aparențe. Să n-ai așteptările astea. Și să nu ai așteptări, bravo. Să nu ai așteptările astea ca, corect. Ca omul pe care, în care tu crezi sau nu neapărat omul. E să creadă în tine, corect. Sau să creadă așa în lucrurile este. La care tu crezi. Așa că este. În tine poate să creadă, dar nu poate să creadă în aceeași. Tot timpul o să te dezamăgească. E dificil să... Nu, deci... e dificil tot timpul să dezamăgească așteptările, că nu există treaba. Așteptările, hai să zic că te dezamăgesc. Eu am așteptări pentru tine, că poate eu mă comport într-un fel cu tine și tu nu depășești limitele mele. Dar ce crezi? Viața îmi demonstrează că nu este așa. Și viața îmi demonstrează că ce scot eu pe gură, tu nu înțelegi. Știi ce m-am învățat eu? Asta e prostia. Să crezi că altul înțelege ce zici tu. Nu. Asta e cea mai mare prostie. Mi-am dat seama nu, când... Ba da, crede-mă și am fost și la muncă și asta, la aceeași concluzie a ajuns și directorul meu. Că nu ai cum să fii la aceeași concluzie niciodată. Capricile iubirii. Bună seara! Seara. Doamna Daniela, ați râs cu poftă aici. Da, te-am trezit să rămân la noi, să rămân. Da? La 5 dimineața. Da. Da. Ce ați învățat? Hai să luăm pe rând, da? În câteva cuvinte, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Ia să te aud, Vlad. Ce am învățat? Să mă apreciez așa cum sunt, să-mi văd greșelile, să-mi văd și calitățile, să nu văd doar greșelile, să fiu mai calm, să fiu la situații mai sociabile, să pot să-mi spun punctul de vedere fără să mă enervez sau fără să mă deranjeze. Asta la nivel teoretic sau... Poftim? Asta doar la nivel teoretic? Nu la nivel teoretic, eu chiar exersez cu mine. Chiar exersez cu mine și chiar mă bucur că cât de cât am o evoluție. Așa, domnul Cristian. Și să lupt pentru ceea ce vreau. Bun asta. Doamna Gabriela, eu vă zic de ceva nou și mă bucur dacă am de învățat la finalul zilei ceva. Nu știu, cred că cel mai important și m-aș rezuma doar la una ar fi că să am curajul să mă deschid mai mult și să mă... Bun, bun. Să-mi arăt și interiorul și sufletul și... Bun. Asta cred că ar fi, asta e cea mai bună povață pe care am. Liviu. Eu în emisiunea asta am găsit în orice un lucru de învățat. Cred că din
de la absolut oricine care a fost pe ei sau lângă care am stat, am învățat foarte multe lucruri. Și mai... bune și rele? Eu nu consider că numai bune, cele rele le-am lăsat. Am o vorbă. Eu cred că trebuie învățate și alea rele, în sensul că le vezi și să înveți că așa nu, adică... De exemplu, Vlad spunea că el învață din greșelile lui. Eu am spus încă de la început și susțin asta, că mai bine învăț din greșelile altora. Uite, să știi că tu ai fost o lecție apropo de chestia asta. Te-am văzut deseori ieșind din situații neplăcute, adică te-am văzut cum ai dat doi pași în spate... Și dacă vrei, uite, mi-aduc aminte, uite, stai să mă gândesc, să-ți dau un exemplu, Alex și Cristian. Momentul în care Alex a fost sancționat și a intrat în cursă de eliminare. Ți-a dus și tu aminte momentul ăla. Am stat acolo, dar nu am realizat la moment ce se poate întâmpla. Dar știam sigur că eu n-am ce căuta în povestea aia, nu era despre... Da. Aici ați dat dreptat. Și aici, din chestia aia... Cu siguranță mulți au avut ceva de învățat. Din foarte multe lucruri aici am avut ce să învăț. Măi, ce s-au deșteptat băieții noștri. Nimic școala Mireasa. Să evolueze. Veniți la Mireasa. Casting.1.ro. Nu uitați să spuneți oamenilor și unde să se înscrie. Bineînțeles. Veniți în buftea aici. Da. Un sezon de 10. Corect, 10 stele, da. Da, om trăi și om vedea. Bine, dragilor.